Cheful a fost organizat pe 9 martie, în sala în care în mod normal se desfășoară ședințele de Consiliu Local. Atunci când și-au dat seama că sunt filmați, petrecăreții au oprit muzica, dar și lumina, după care au decis să închidă ușa. Ce sărbătoriți aici, în primărie? Bună seara! Ce faceți, domnule Petuneric? Sătenii invitați la paranghelie i-au dat de gol pe cei care încercau să țină secret detaliile despre acest eveniment. Ziua bărbatului a fost o chestie, a fost o problemă și ne-am simțit și noi bine. Ne-am simțit bine. Când domn primar am fost aici, am făcut și noi. De ce v-ați stins lumina? De ce v-ați închis înăuntru? Eu nu știu care e problema. Explicați-mi și mie, nu a fost problema de primar. Ne-am simțit și noi, vine cu o bărbață. Alții au făcut și glume, precizând că de fapt nu erau petrecăreți cei care au fost filmați de la geam. Dar de ce nu ne lăsați să intrăm înăuntru, dacă nu e nicio problemă? Păi acum, la ora asta? Pe dumneavoastră cum stați la ora asta? Să fac foc. Și ceilalți? E problema mea, când trebuie lemne să spart, da? Să jucau. E lemnele trebuie să sară în sus, sau cum? Reprezentanții Inspectoratului Județean de Poliție Gorj au anunțat astăzi că a fost deja întocmit dosar penal în acest caz pe numele primarului pentru abuz în serviciu. Acesta este cercetat pentru că a permis organizarea evenimentului fără aprobarea Consiliului Local. Urmarea verificărilor efectuate, polițiștii au constituit un dosar penal, cercetările continuând sub aspectul săvârșirii infracțiunii de abuz în serviciu. Și primarul a fost prezent la petrecere. Acesta a declarat astăzi că nu a stat până la final. Comentați decizia poliției de a vă întocmi dosar penal pentru abuz în serviciu după cheful de la primărie. Nu știu deocamdată nimic, doamnă. Deci în momentul când o vedea ceea ce spuneți dumneavoastră, atunci vom comenta. Aveți ceva să vă reproșați pentru ce s-a întâmplat? Nu, deocamdată nu am nimic. Eu am plecat la ora 7, pe urmă am plecat, am fost în altă parte, am fost cu familia în altă parte. Dar a existat aprobare de la Consiliul Local? Nu. Unul dintre consilieri a și precizat că nu a fost de acord cu acest eveniment. Sunt și consilieri strigături la cer, se vede. Ce-i strigături la cer, mă? Ce-i strigături la cer? Localnicii au devenit chiar și agresivi la final. Unii dintre petrecăreți au sărit pe geam și au luat-o la fugă prin via din spatele primăriei. Mult mi-a gheghe băutor, măi Gheorghe. Mult mi-a gheghe băutor, măi Gheorghe. Domnul primar, de unde a dispărut? Bă, la mine nu e, pus să mă caut.